Te salut și bine ai venit pe canalul Virtual Garage Room. În episodul de astăzi îți prezint cum poți prelungi semnificativ viața turbosuflantei la mașina ta. În prima parte îți prezint principalele moduri de defecțiune la turbosuflantă, iar în a doua parte îți voi prezenta ce trebuie să faci în mod concret ca să prelungești viața turbosuflantei la mașina ta. Dacă ești interesat, te invit să rămâi cu mine în minutele care urmează. În continuare, hai să vedem care sunt principalele simptome de defecțiune la turbosuflanta mașinii tale. Primul și cel mai evident defect este lipsa de putere a motorului. Fumul excesiv de asemenea poate însemna faptul că ai o turbosuflantă defectă pe mașina ta. Zgomotele, în special sunetul de fluierat, poate indica de asemenea o defecțiune la turbosuflantă. În cazul în care observi că ți se taie pedala de accelerație, adică mașina intră în limp mod, de asemenea poți să ai o problemă la turbosuflanta mașinii tale. În aceste cazuri, de regulă se aprinde și martorul check engine sau spirala de pe bord după caz și este stocat în calculator și un cod de eroare care ne dă indicații că am avea o problemă posibilă la turbosuflantă. De exemplu, codul P0234 înseamnă o problemă de overboost, adică în aceste cazuri, turbosuflanta ar genera o presiune mai mare decât cea așteptată de calculator. Pentru a proteja motorul, în acest caz, calculatorul va intra într-un mod de avarie numit limp mod, reducând puterea motorului. De multe ori, oprind și repornind motorul, scăpăm de această situație până când iarăși apare condiția de overboost sau presiune prea mare. Un alt cod de eroare foarte comun este P0299, care este opusul, e underboost, adică în acest caz turbosuflanta generează prea puțină presiune. Hai să vedem așadar care sunt principalele moduri de defecțiune ale turbosuflantei mașinii tale. În primul și în primul rând, trebuie să vorbim despre uzură mecanică și cel mai critic aici este așa numitul joc axial, care înseamnă practic jocul axului turbinei în direcție axială, adică în cazul nostru cum stă turbina, sus-jos. Încercăm să mișcăm axul turbinei sus-jos. Jocul nu trebuie să depășească 0,05 mm, în caz contrar, avem o uzură prea mare și tot din cauza acestui joc excesiv, turbosuflanta începe să piardă ulei atât pe partea de compresor, cât și pe partea de turbină. În cazul în care turbosuflanta pierde ulei pe partea de compresor, acest ulei ajunge evident în intercooler, după care ajunge în admisia motorului unde este ars. Aici este pericolul mare în cazul motoarelor diesel, și anume când motorul o poate lua pe ulei. Asta înseamnă că în momentul în care cantitatea de ulei eliberată de turbosuflantă este semnificativă, acest ulei odată introdus în motor se autoaprinde și practic, în cazul în care nu știi ce trebuie să faci, ți se va distruge motorul, pentru că acest ulei atunci când se va autoaprinde, vorbim despre o ardere necontrolată. Turațiile motorului vor ajunge până la 5-6 mii de turații pe minut și motorul se oprește doar în momentul în care s-a consumat tot uleiul. În momentul în care uleiul din turbosuflantă ajunge pe partea de evacuare, bineînțeles, în primul rând vom contamina catalizatorul, filtrul de particule după caz și bineînțeles acest ulei ajuns în admisie va fi ars și vei observa că mașina scoate fum albastru excesiv. Al doilea mod de defecțiune, tot din cauza uzurii, este jocul radial excesiv. Jocul radial se verifică în direcția stânga-dreaptă și acest joc nu trebuie să depășească 1 mm sau o altă condiție este ca palele roții compresorului sau a turbinei să nu atingă carcasa. În momentul în care vorbim despre un joc radial în exces, cum am menționat, riscul mare este ca palele turbinei sau palele compresorului să lovească în carcasă, să se desprindă și să fie aspirate de motor.
Un alt risc pentru turbosuflantă în acest caz este că axul turbosuflante se poate pur și simplu rupe, iar în acest caz, bineînțeles, din nou, componente pot fi aspirate în motor, dar în al doilea rând vom pierde ulei prin turbosuflantă, așadar vom putea să ne lovim fie de autoaprindere, fie de probleme de lubrifiere a motorului, așadar vorbim despre o altă defecțiune foarte critică și gravă. În concluzie, fie că observi joc radial sau axial anormal de mare, este momentul potrivit să faci o recondiționare la turbosuflanta mașinii tale sau să înlocuiești turbosuflanta cu una nouă. Al treilea mod de defecțiune este actuatorul defect. În cazul nostru de față, avem un actuator vacumatic, adică este acționat prin intermediul vacuumului generat de motor sau de o pompă de vacuum. Actuatorul propriu-zis acționează asupra geometriei variabile. În momentul în care aplicăm vacuum, tija actuatorului se mișcă în sus, mișcând și pârghia geometriei variabile. În acest mod se controlează presiunea generată de turbo. Dacă ești interesat de informații generale despre cum funcționează turbosuflanta mașinii tale, te invit să vizualizezi videoclipul de mai sus. Așadar, să ne întoarcem la defecțiunile turbosuflantei. În cazul în care avem un actuator vacumatic, ca în cazul de față, practic se poate sparge membrana actuatorului, astfel încât actuatorul nu mai funcționează. În aceste cazuri, de regulă, observăm un cod de eroare cu underboost. Simptomele cele mai evidente în acest caz, bineînțeles, sunt lipsa de putere și, de regulă, avem și un cod de eroare generat pe 0299, un cod de underboost, adică turbosuflanta nu generează presiunea de aer cerută de calculator. În cazul în care avem o turbosuflantă și mai modernă, s-ar putea să aibă un actuator electric, ceea ce practic înseamnă un motor electric care la fel acționează asupra geometriei variabile sau a supapei wastegate după caz. În acest caz, practic, se poate defecta motorașul și la fel, simptomele sunt la fel, lipsă de putere la motor, de asemenea un cod de eroare care face trimitere la underboost, adică presiune prea mică generată de turbo. Un alt mod de defecțiune este geometrie variabilă blocată sau supapă wastegate defectă. De cele mai multe ori, geometria variabilă este colmatată cu funingine, mai ales în cazul în care motorul consumă ulei sau mergem în mod regulat subturat cu motorul. Odată ce geometria variabilă înăuntru în carcasă se umple de funingine, vanele nu mai pot deschide și închide corect, astfel încât putem să observăm o problemă încât presiunea generată de turbosuflantă nu mai poate fi controlată în mod corect. În cazul în care turbosuflanta este echipată cu o supapă de wastegate, practic și aici putem să avem fie o colmatare și supapa nu mai funcționează corect, fie putem să avem joc excesiv care iarăși rezultă într-o problemă de control a presiunii generate de turbosuflantă. Turbosuflanta se învârte la viteze de 20.000 de rotații pe minut la turațiile mari ale motorului. Este foarte clar că avem nevoie de o lubrifiere corectă, dar și de o răcire, astfel încât să prevenim practic distrugerea turbosuflantei. Și acum hai să vedem cum poți să ai grijă de turbosuflanta mașinii tale. În primul rând, îți recomand să schimbi în mod regulat uleiul din motor. Să folosești doar tipul de ulei recomandat de producătorul mașinii tale. De asemenea, trebuie să te asiguri că uleiul pe care îl folosești este de bună calitate. Evită să mergi tot timpul subturat cu motorul. În urma mersului subturat se vor depune funingine în turbosuflantă care ulterior pot bloca geometria variabilă. În cazul în care circuli preponderent prin oraș, este recomandat ca ocazional să scoți mașina la un drum mai lung, unde poți să mergi mai turat, asigurându-te că astfel se ard eventualele depuneri din turbosuflantă. În cazul în care ai parcurs un drum mai lung cu mașina sau ai avut accelerări mai puternice, este recomandat ca înainte să oprești motorul să lași să funcționeze la relanti, dându-i șansa turbosuflantei să se răcească.
Repară de urgență eventualele probleme la injecție, problemele de catalizator sau filtru de particule înfundat. Un injector defect îți poate distruge turbina, iar în cazul în care ai un catalizator sau un filtru de particule înfundat, contrapresiunea generată de asemenea poate distruge turbosuflanta mașinii tale. Schimbă regulat filtrul de aer al motorului, astfel te poți asigura că turbosuflanta primește tot timpul aer curat, fără impurități și contaminări. Curăță temeinic și carcasa filtrului de aer înainte să înlocuiești filtrul propriu zis. Sper că ți-a fost de folos acest videoclip, dacă da, te invit să dai un like. În cazul în care ai întrebări sau sugestii, te invit să mi le scrii jos în secțiunea de comentarii. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!